Țările mici, membre NATO din Europa, să-și amintească faptul că au teritoriu mic și populație densă, înainte de a vorbi despre lansarea de atacuri în profunzimea teritoriului rus. Adică, tălea, zice Putin, băgați de seamă că putem să omorâm mulți, la grămadă, dacă dăm în voi cu bombardele, eventual nucleare tactice. Replica mafiotului de la Kremlin vine după ce Stoltenberg și Borrell, secretarul general NATO și șeful diplomației europene, au cerut statelor NATO să permită Ucrainei să lovească ținte militare de pe teritoriul rus cu arme furnizate de Occident. Solicitare cât se poate de firească, când rachetele rusești ucid tot ce mișcă în orașele și satele ucrainene, în primul rând civili, femei, copii. E absurd ca armata Kievului să nu aibă dreptul să atace în Rusia. Amenințarea măcelărească a lui Putin se adaugă nenumăratelor zborșii devastatoare ale oficialilor Kremlinului la adresa Europei, în special a Europei de Est și Nord. În opinia subsemnatului, ele nu fac decât să reflecte faptul că Rusia nu mai poate susține multă vreme, la intensitate mare, războiul împotriva Ucrainei. Agresorii consumă oxigen cu răgete de intimidare când li se scurtează suflul. Gălăgia amenințătoare este principala armă a Kremlinului, cu care urmărește două ținte în acest an de alegeri. 1. Să înspăimânte populația europeană. 2. Să dea apă la moară partidelor ultranaționaliste anti-Uniunea Europeană, care cer să nu fie provocată Rusia. La punctul 2 contribuie și așa zisele intenții de pace ale lui Putin, vehiculate de Kremlin pe surse. De fapt, e un test golănesc pentru cât de fricoși suntem. Limba română este și ea sub amenințare asiduă, dar nu de ruși, ci de ai noștri. Mai exact de ale noastre, madmuzele de televizor cu microfonul la cioc. Și nu se dă cu bomba, ci cu subsemnatul. Aud la nesfârșit aceeași zicere despre cei chemați la DNA. Cu tare a dat sau o să dea cu subsemnatul. Aceasta este o expresie de argou, de limbaj de cartier, care nu are ce să caute într-o știre de presă pe o temă ce nu poate fi decât serioasă. Dar apucă-te să explici asta madmuzelei. O să se uite la tine ca râma în piatră. Iar Florin Piersic, știți unde a fost în ultima vreme? A fost internat pe secție. Pe secție, în loc de în secție, este o schingiuire a limbii române mergând până la grotesc. Imaginați-vi-l pe popularul actor în stare gravă pe acoperișul secției de terapie intensivă a spitalului. Ca să nu mai vorbim de cuvântul trafic, cu accent pe a doua silabă, care îmi zgârie creierul în fiecare dimineață, rimând cu mic, firfiric, ibric, limbric, iar subsemnatul pentru această observație urmează să fiu făcut cocofic, în ipoteza puțin probabilă, dacă nu imposibilă, că ar ști careva de prin televiziuni ce înseamnă. Chiar acum, pe ecranul televiziunii CNN, Voiculescu. Dezvăluire! Coldea și Chioveși s-au întâlnit acum o lună pe iaht la Monaco.
mă roade o singură întrebare. Dezvăluirea merge până la slip, la ambii,